la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Haideți să ascultăm o scurtă selecțiune din emisiunea Cu brațele deschise, predici ale pastorului Charles Stanley. Pastorul Charles Stanley a trecut la Domnul la vârsta de 90 de ani. Iisus Hristos este fie un mare mincinos, fie Dumnezeu. Fie-L ignorați, fie vă predați Lui viața. Bun găsit la prima ediție a unei noi serii de emisiuni alcătuite pe baza mesajelor biblice ale pastorului Charles Stanley. Vă mulțumim pentru atenție și încredere și suntem convinși că nu veți duce lipsă de hrană sufletească și de învățături esențiale. Așa că vă încurajăm să nu pierdeți niciun episod al acestui program. Vorbim despre Charles Stanley în emisiunea La Ordinea Zilei împreună cu actorul Valentin Voicilă, care a fost vocea pastorului Charles Stanley în limba română. Peste 2300 de episoade care au rulat zeci de ani în toată rețeaua Vocii Evangheliei din România. Și rulează în continuare. Și rulează. Vali, bine ai venit în emisiunea La Ordinea Zilei. Da. Mulțumesc, frate Nelu, că m-ai invitat și mă simt onorat. Spune-ne, te rog, ce a fost pentru tine? A fost, în primul rând, o perioadă lungă de viață să înregistrezi 2300 de episoade de Charles Stanley. Deci a fost un moment extraordinar al vieții mele. Faptul că am fost cercetat de Domnul prin acest cuvânt, prin cuvântul prezentat de Charles Stanley, tradus în limba română de Romana Cuculea și trimis de Radio Vocea Evangheliei București, Cristi Pavel. El a fost cel care s-a ocupat de aceste mesaje, fratele Cristi Pavel. Deci și, pentru tine nu erau doar simple interpretări? Mesajul te marca în primul rând pe tine? Da, sigur că da. Mă marca pe mine mesajul. În primul rând, eu eram cel care cădeam pe gânduri după ce ascultam cuvântul Domnului și îl înregistram pentru ceilalți. Deci eu am trecut prin mine fiecare cuvânt, fiecare mesaj. Vreau să-ți dau un exemplu, frate Nelu. Spune la un moment dat Charles Stanley că atunci când îți este foarte greu să-L lauzi pe Domnul. Și am zis, cum? Este imposibil, așa ceva nu se poate. Cum să-L lauzi pe Dumnezeu când îți este foarte greu? Și am văzut, am verificat. Ce principiu extraordinar! Extraordinar! Pentru că trăim, și nu numai acum, întotdeauna a fost așa, trăim vremuri în care uneori sunt momente grele, nu? Și atunci îl lauzi pe Dumnezeu. Ce se întâmplă? În momentul în care îl lauzi pe Dumnezeu, puterea celui rău scade și nenorocirea respectivă este la dimensiunea reală. Altfel, el o exacerbează, cel rău, diavolul. Și atunci când Dar mi-amintesc că cred că Salvador Dalí avea o pictură, Ispitirea Sfântului Ioan, în care vin ispitele, așa niște monștri uriași, vin spre Sfântul Ioan, el îi primește cu crucea în mână, dar monștrii ăștia uriași au picioare de țânțar. Da. Da, mie îmi place Dalí foarte mult, îmi place foarte mult Salvador Dalí și eu nu știu pictura asta, ce mi-ai spus-o acum este Ispitirea Sfântului Ioan. Da, Ispitirea Sfântului Ioan, dar vreau să spun că este o temă la care trebuie să medităm, pentru că eu am meditat și am aplicat-o, mi-a fost greu și l-am lăudat pe Dumnezeu și am biruit. Nu l-ai întâlnit niciodată personal pe Charles Stanley? Am fost în Statele Unite. Am fost în Atlanta, în Georgia, dar nu m-am întâlnit cu el. Am văzut sediul, care era extraordinar, vreau să spun, că de o mare frumusețe și de bun gust, în Georgia, în Atlanta, în Statele Unite, și am vrut să mă întâlnesc cu el, dar ne-am întâlnit doar cu un director al lui, dar cu el nu m-am întâlnit. Foarte scurt pentru ascultători, el a fost un pionier în ceea ce înseamnă emisiuni creștine, a fondat In Touch Ministries în 1977 cu cuvintele adevărul Evangheliei la cât mai mulți oameni posibil. Da, deci mesajele lui erau foarte practice. Foarte, foarte practice la foarte mulți oameni, într-adevăr. Nivelul, ca și în Statele Unite, în România, e diferit. Unii au pretenții mai mari, alții au pretenții mai mici, dar cuvântul Domnului, așa cum a fost el prezentat de Charles Stanley, este pentru toți.
pentru toți, și cu școală și mai puțin în școală. Este extraordinar. Atâtea învățături practice, nu pot să spun. Nu pot să spun câte am primit. Mergeam la biserică și făceam comparație și spuneam: Doamne, la biserică este mult mai puțin decât ascult sau prezint mesajele lui Charles Stanley. Nu am devenit mândru, ci am devenit exigent cu mine însumi și cu viața mea. Și citeam cuvântul, așa cum ți-am spus mai devreme, și mă întărea pentru că găseam nenumărate resurse acolo. Mi-am pus întrebarea, Nelu, și spun și ție, da. Mi-am pus întrebarea: cum îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți la maximum? Și am zis: dându-i cuvântul Domnului. Și, nu m-am gândit niciodată la întrebarea asta. Da. Domnul Iisus Hristos spune să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău. Și mi-am pus întrebarea: ce înseamnă, Doamne, să-L iubesc pe aproapele meu, ca pe mine însumi? Acum, citind din Biblie, îmi dau seama că am ajuns la rădăcină, la esență. Înțelegi? Charles Stanley obișnuia, adică avea harul acesta de a pătrunde lucrurile, și vezi cum scrie în Biblie, el vorbește încă, cu toate că este mort, la fel Charles Stanley, uite, un principiu excelent pentru astăzi, când ești în probleme, laudă-L pe Domnul. Da. Imediat un principiu practic. Așează-te în genunchi și laudă-L pe Domnul sau în gândul tău, pentru că Domnul îți cunoaște și gândul. Dacă ești în tramvai, dacă ești în tren, dacă ești oriunde, îl poți lăuda pe Domnul și poți aștepta de la El rezolvarea problemei. Da. Uite, veneam de la Trei Brazi către Predeal și mi-am pus întrebarea, stăteam singur: ce să fac, Doamne, ca să-L iubesc pe aproapele meu ca pe mine însumi? Și El mi-a arătat, înțelegi? Imediat a venit cuvântul. Și vreau să-ți spun că în 1993 am fost în Statele Unite și am fost în multe biserici și o biserică, nu vreau să spun nume, s-a oferit să mă ajute să vin la Moody Bible în Chicago să studiez. Da. Și eu m-am bucurat. Ce pot să spun? Că am completat toate formularele și le-am trimis. Și cu cât mă rugam mai mult, cu atât mai puțin doream să plec în Statele Unite. Mesajele lui Ceasele nu veniseră încă. Dar Dumnezeu știa. Știa că eu voi avea o misiune, aceea de a prezenta cuvântul Domnului în România la Reveie. Și Dumnezeu mi-a luat în urma postului și a rugăciunii această dorință de a merge în Chicago la Moody Bible. Și la scurt timp au venit mesajele, fratele Cristi Țepeș de la București m-a recomandat, am dat probe și era o problemă. Apărea o problemă când discutam despre aceste mesaje. Iată că aici Charles Stanley ridică vocea. Iată că aici și eu spuneam: nu pot să fac asta pentru că este o altă cultură. Și ce am făcut, frate Nelu? Am prezentat cuvântul Domnului în cultura română, așa cum este cultura noastră. Adaptat. Cultura americană este altfel. Este mult mai spectaculoasă, pune accentul pe ceea ce este spectaculos, șocant. La noi nu, la noi biserica ortodoxă, bisericile ortodoxe, catolice, nu sunt pe spectacol. Și atunci am zis: cum pot să atrag eu ascultătorii? Citind normal, și am citit normal. Problema a fost când am avut 4 rânduri de citit. Da. 4 sau 5 rânduri. Da, pentru da. Că trebuia să iau aer pentru respirație, dicție și așa mai departe. Și vorbea omul credincios, vorbea omul necredincios, vorbea Dumnezeu, vorbea cel rău și așa mai departe. Deci mesajele lui erau foarte dinamice. Știi foarte bine asta, că s-au dat 2300 de mesaje. S-au dat 8 ani și 8 luni, primul ciclu. După aceea se relua și tot așa, și la Oradea, și la Suceava, și la Constanța, și la București, și peste tot. Cred că peste 20 de ani mesajele lui Charles Stanley au rulat în rețelele, cel puțin în rețeaua Vocii Evangheliei din România. Și vor mai rula. Deci dacă vorbim acum de calitate și vorbim de conținut, de nevoia de ele, vor mai rula, părerea mea. Acum în, să în vedem peste... ce va fi după plecarea lui.
Da, predicile lui au fost ascultate și au fost transmise în peste 115 milioane de case în fiecare săptămână. Deci în fiecare săptămână 115 milioane de case în peste 126 de țări de-a lungul și de-a latul pământului. Da. Am văzut asta când am fost în Atlanta, în Georgia, am fost impresionat, n-am știut de toate lucrurile astea și am zis, Doamne, sunt și o rotiță mică în angrenajul ăsta. E o onoare să știi, frate Nelu. În momentul când a murit săptămâna asta, Charles Stanley, predicile lui puteau fi auzite, scrie pe site-ul fox5atlanta.com, puteau fi auzite în fiecare națiune de pe pământ, prin radio, prin unde scurte, prin televiziune și în Statele Unite, programele In Touch, așa se numeau programele lui, puteau pe 204 stații și 7 rețele de satelit în toate Statele Unite. Da, în America am fost de mai multe ori, în Statele Unite Ceasnele era prezent foarte, foarte mult și era ascultat și crezut. Americanii au crescut cu el în ăștia 90 de ani. A și fost... noi am crescut în ăștia cât din 95 la voi în 96 până acum 25 de ani. Da. Aproape. A fost și autor, a scris mai mult de 60 de cărți, care câteva dintre ele au fost incluse ca bestseller în publicația New York Times. Da. Da, și a fost și președintele Convenției Baptiste de Sud în anii 1980. Da, eu în Sud mergeam, în Kentucky mergeam și în Kentucky era ascultat, da. Da, deci a fost o lucrare specială și mă întreba cineva zile trecute, oare de ce zice Domnul Iisus, dacă veți crede, dacă veți avea credință, veți face lucrări mai mari decât am făcut eu? Păi zic, uite, pentru că acum este tehnologia, adică poți să fii ascultat în 126 de țări, 115 milioane de case în fiecare săptămână. Tehnic, da, este mult mai mult decât atunci. Da, e adevărat. E adevărat, Charles Stanley a avut această șansă de a fi ascultat în foarte multe țări, inclusiv în România. Pentru mine, ce să spun, ascult Radio Vocea Evangheliei și mă mir. Mă mir de tot ce am făcut. Și vocea mi s-a schimbat pentru că au trecut ani. Charles Stanley făcea fotografii în natură și era un artist. A avut și un hobby cu fotografia asta. El era frumos, era un bărbat frumos, avea niște ochi albaștri foarte frumoși și era un bărbat foarte expresiv, după părerea mea, ca actor. Care ar fi, la finalul discuției noastre, care ar fi câteva principii cu care să rămână ascultătorii? Nu încercăm să ridicăm în slăv pe Charles Stanley, dar vorbim cu respect și cu admirație pentru o lucrare de 90 de ani. Cuvântul Domnului, frate Nelu, cuvântul Domnului este cel mai important, iar el a pus un accent deosebit pe cuvântul Domnului. După părerea mea, atâta vreme cât vom pune accent pe factorul obiectiv, adică cuvântul Domnului, prezența Domnului și părerea Domnului, vom birui. Dacă vom intra în zona subiectivă, în care eu cred, tu crezi, el crede și ne dăm cu părerea, vom greși. Pentru că suntem oameni, pentru că suntem păcătoși, suntem slabi și pentru că numai Dumnezeu este atotputernic și El este Duh. Și Domnul nostru Iisus Hristos ne-a deschis o cale minunată către Tatăl, după părerea mea. Ar fi trebuit să te salut, dar te salut acum, mai târziu, în încheiere, cu Hristos a înviat, pentru că este o sărbătoare extraordinară a noastră, a creștinilor. Adevărat că a înviat Domnul Iisus. Și n-aș fi putut face aceste mesaje dacă el nu era viu, părerea mea. Ultima întrebare. Care a fost cel mai emoționant moment din istoria aceasta de foarte mulți ani când l-a interpretat pe Charles Stanley în limba română? Stăteam acasă și ascultam Sibiu, Suceava și așa mai departe, Radio Vocea Evangheliei și nu recunoșteam cuvântul. Adică spuneam, eu am făcut asta, eu am avut onoarea asta, eu am fost folosit de Dumnezeu pentru asta, este extraordinar. Și mă pocăiam și îmi dădeam seama că Domnul îmi vorbește și... Deci reascultarea cuvântului înregistrat pentru Radio Vocea Evangheliei a fost un moment
formidabil, după părerea mea. Și finalul, dacă am început cu atunci când ești în necazuri, laudă-L pe Domnul, încă un principiu de genul acesta la finalul emisiunii, dacă ți amintești. Am avut nenumărate. Principalul moment a fost când aveam de înregistrat. Și mă duceam și lucram cu fratele cu care înregistram și spuneam: Doamne, fii slăvit! Îl lăudam pe Domnul și după aceea primeam o putere cum mă miram și eu. Deci eu cred că lauda Domnului în momentele cele mai grele, în care vedem că nu e nicio cale de ieșire, nu putem ieși, este singura soluție, pentru că El are soluții. Asta este părerea mea după atâtea mesaje înregistrate la Radio Vocea Evangheliei, 2300 de mesaje de-a lungul timpului, și acum că El a plecat, nu vor mai fi. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi actorul Valentin Voicilă, vocea lui Charles Stanley în emisiunile Cu brațele deschise, în limba română, cum spunea și invitatul meu. Peste 2300 de episoade au fost difuzate începând din anii 1995. La București, la Oradea, la Timișoara, la Sibiu, peste tot, da. Da, slăvit să fie Domnul, ne bucurăm pentru... Slavă Domnului, frate Nelu! Ne bucurăm pentru lucruri bune, că putem să spunem lucruri bune despre, fratele nostru Charles Stanley, care a plecat la Domnul la vârsta de 90 de ani. Da, pe mine m-a ajutat enorm. M-a crescut, deși el era acolo în America, iar eu eram în România, am fost în America, m-a crescut prin acest cuvânt. Mulțumim frumos, Vali! Cred că i-am crescut și eu pe unii care au ascultat, pentru că am văzut câte mesaje au fost ascultate, foarte multe mesaje. Cu siguranță și ascultătorii scriau și trimiteau mesaje Da. A fost o perioadă extraordinară. Acum să vedem ce ne așteaptă. Mulțumim! Dumnezeu să te binecuvânteze, Vali, și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți ascultătorii. Haideți să ascultăm o scurtă selecțiune din emisiunea Cu brațele deschise, predici ale pastorului Charles Stanley. Pastorul Charles Stanley a trecut la Domnul la vârsta de 90 de ani. Ceea ce aș dori să înțelegeți în acest mesaj este următorul lucru. Nu trebuie să îmbătrâniți. Chiar dacă trupul îmbătrânește, voi puteți rămâne tineri. Pentru că asta este o chestiune de atitudine. Aș dori să vă dau câteva sugestii și sfaturi care vă vor ajuta să rămâneți tineri toată viața. Prima sugestie. Continuați să învățați. Dumnezeu vrea să aveți mintea ascuțită, o minte trează. Umpleți-vă mintea cu Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Hrana biblică vă păstrează inima curată, vă păstrează trupul și sufletul curate. Și orice lucru care ne păstrează curați este bun. A doua sugestie ar fi aceasta. Continuați să iubiți. Dacă nu iubiți pe nimeni, nici nu vă veți simți iubiți de nimeni și veți îmbătrâni foarte repede. Dacă vreți să rămâneți tineri toată viața, îndrăgostiți-vă de cineva, începând cu Dumnezeu, și învățați să lăsați pe cineva să vă iubească. Un al treilea lucru la care ar trebui să fiți atenți, dacă vreți să rămâneți tineri, continuați să râdeți. Adică aveți inima plină de veselie. Toți avem circumstanțe mai mult sau mai puțin plăcute. Putem să râdem în aceste circumstanțe sau să râdem de ele. Ideea este că dacă recunoașteți că Dumnezeul suveran și atotputernic trăiește în voi, puteți fi siguri că El vă va da puterea de a zâmbi și de a râde orice ar fi. Râsul este sănătos atât pentru suflet cât și pentru spiritul omului. Acum, dacă trăiți o viață de păcat și neascultare, de răzvrătire față de Dumnezeu, aveți de ce să vă încruntați. Aveți multe motive să fiți încruntați. De asemenea, dacă vreți să rămâneți tineri, trebuie să continuați să munciți, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. O zi de odihnă. De ce îmbătrânim? Pentru că încetăm să mai lucrăm. Nu mai înfruntăm provocări. Dumnezeu nu vrea să încetăm să mai muncim. Indiferent ce vârstă aveți sau ce ați făcut în viață, ar trebui să existe mereu proiecte noi la orizont. Următorul pas pe care aș dori să-l menționez este acesta. Continuați să abandonați. Lăsați în urmă tot acel surplus de bagaj emoțional, cum ar fi perfecționismul, mânia, amărăciunea, resentimentele, ostilitatea, spiritul critic, sentimentele de respingere.
Lăsați în urmă felul în care ați fost tratați în trecut, vechile răni și vechile suferințe. Aveți amintiri care nu vă lasă în pace? Dacă trăiți în trecut, dacă trăiți cu aceste vechi suferințe care vă revin în minte și în inimă, vechi sentimente de gelozie și ranchiună, toate acestea vă vor îmbătrâni. Următorul lucru de menționat în această listă este: continuați să vă doriți ceva. Ideea este că fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să întrebe: Doamne, care este planul Tău pentru viața mea? Ce ai pregătit Tu pentru mine? Dacă vă treziți în fiecare dimineață și totul vi se pare gri, ceva nu este în regulă. Nu puteți să fiți fericiți, nu puteți să fiți mulțumiți. Un ultim cuvânt. Dacă ar fi să numesc un pasaj care mi-a fost ca o ancoră în acești ani, este cel din Proverbe 3 cu 5, 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu îmbătrâniți decât dacă alegeți acest lucru. Sigur că trupul va îmbătrâni, dar asta nu înseamnă în mod obligatoriu să îmbătrânești și în mintea, în inima și în spiritul vostru. Este vorba despre o alegere. Vă îndemn astăzi să alegeți ce are Dumnezeu mai bun pentru voi. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.